Revin iarăși la convenție. Noi considerăm că este timpul ca toți să ne implicăm în a schimba lucrurile în bine în țară. Nu este cazul și s-a demonstrat. Pe parcursul a 8 ani de zile deja, acum și avem promisiuni până de 16 copii, cărnați de o rublă, pensii la timp, dar mici, cu care nu mai pot face nimic. Nu este sau nu reprezintă soluția pentru noi ca și țară și ca cetățeni. Noi urmează să avem parte de o țară guvernată profesionist. Să nu continuăm să inventăm apa caldă aici la noi în Republica Moldova. Este timpul să implementăm valori care deja au demonstrat că aduc beneficiu cetățeanului. Noi suntem la ora actuală într-o situație în care nici nu putem să ne numim oameni liberi, deoarece în locul nostru se decide încotro să mergem și când să mergem. Odată la 4 ani mergem spre Moscova, după care revenim, mergem spre Europa. Nu m-ar mira ca în 2009 să nu vină Voronin să ne propună în China să mergem. Stimați colegi, lucrul ăsta nu este contraproductiv, este pe alocul și criminal. Și problema discutată astăzi, care vizează libera circulație la frontieră, în Europa, cum spuneam la început, ține de același drept al cetățeanului. Și vă asigur, astăzi suntem aici la Cărpineni, eu consider că mulți, sau mai bine spus, suficient. În alte 30 de localități, la fel, concetățenii noștri sunt la asemenea întâlniri. Duminica viitoare vom fi și în alte sate. Și această acțiune, care deja devine una populară, din sat în sat, din raion în raion, o să ajungă la nivel de țară. Și care până la urmă, vă promit, o să impună guvernarea să respecte drepturile noastre. Nu numai prin semnarea convenției, dar prin plecarea lor definitivă în alegerile din 2009.